în România în pericol nu este jurnalistul, cât este jurnalismul, pentru că dispare ca profesie. Ce se întâmplă acum este altceva, e propagandă, este instrument de influență și așa mai departe. Consumatorul ar trebui să consume mult gunoi ca să ajungă și la lucrurile de calitate, da? Ca să le găsească. Sunt, sigur că ce spun eu este valabil pentru niște instituții media, care sunt însă destul de mari ca să acopere cam 70% din audiența din România. De asta e grav. Dar în rest sunt foarte multe experiențe, sunt experiențele unor instituții ca voastră, da? Care păstrează un echilibru și o neutralitate și nu fac compromisul cu diavolul comerțului.